Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Am găsit un anunț super mișto. Probabil de data asta o să râdeți de mine pentru că am cumpărat niște chestii, adică o chestie destul de stupidă, dar din punctul meu de vedere destul de bună și utilă în România, pentru că o să am de lucru cu această chestie. Imediat o să vă arăt să vă zic despre ce este vorba. Înainte să începem acest episod, dacă v-ați cumpărat o mașină sau vreți să vă cumpărați o mașină și vreți să o verificați pe car vertical, să nu aibă kilometri dați înapoi, accidente, să fi fost taxi sau multe alte. În descrierea acestui videoclip aveți 3 linkuri cu o reducere de 15% pentru fiecare raport cumpărat pe car vertical. Dacă sunteți noi pe acest canal, vă rog frumos să apăsați și pe butonul de subscribe, mă ajută foarte mult. Nu uitați să activați și clopoțelul pentru a primi notificări. Dacă vă place videoclipul, nu uitați să dați un like. Dacă nu vă place, bineînțeles, un dislike. Haideți să vă arăt ce am reușit să cumpăr cu 10 euro, frate. Pum, jap! No, uitați voi aici, oameni, ce am putut eu să cumpăr. O roabă. Majoritatea dintre voi care sunteți pe canal știți că mi-am cumpărat o casă în România și totuși o roabă la casă este foarte bună. Am găsit anunțul pe Facebook Marketplace exact cum îl vedeți. Roaba și toate chestiile astea de aici pentru 10 euro. Când le-am băgat în mașină, m-am uitat în plasa aia și nu mi-a venit să cred ce am cumpărat pentru 10 euro. Deci am făcut aici un profit extraordinar de mare. Adică 10 euro am dat pe tot ce vedeți aici și cred că ăsta, sau numai o singură chestie ce este acolo, valorează de 3 ori mai mult. Bun, roaba nu e folosită cine știe ce mult, că uite are ciucuri ăștia. Nu știu dacă vedeți, stați așa, uite, vedeți? Așa. O roabă din asta la casă o să-mi fie extraordinar de bună, de bună și nu este cine știe ce foarte mult folosită, dar nu contează, frate, 10 euro e pomană curată. Începem cu plasa asta pentru că aici am văzut o grămadă de chestii interesante, inclusiv, uitați-vă voi, un flex, frate, un flex. Și aici începem cu primul lucru, avem o... nu știu cum se numește ăsta, dar este un metru din ăla cu laser, dar din păcate nu merge. Nu știu de ce. Stați așa. Ah, păi dar nu are baterii, frate. Ia, stați așa că am la telecomandă. Ăștia sunt baterii de telecomandă. Stați așa 2 secunde. Am luat bateriile de la, cum se pune, ăsta așa. Și ăsta așa. Nu merge. Merge. Nu cred! Nu cred! Nu cred! Merge! Dar nu știu cum se folosește ăsta. Baterie? Deci nu cred, frate! Uitați, e metru din ăla cu laser, bag picioarele, nici nu știu cum se numește. Dar nu știu ce are pe aici. Deci metri, metri pătrați și metri cubi. Deci așa măsori metri pătrați. Metri cubi și metru. Până în tavan am 3 metri. Așa. Metru pătrat. 2,90. Metri cubi. Wow, 3, 4, 27 de metri cubi până acolo. Bă, deci nu pot să cred, frate. Laser. Și nu-i firmă. Adică, na, nu știu cât e de bună firma asta. Bun. Deci, uitați aici. Numai asta face peste 10 euro. Fac pariu. Fac pariu că ăsta face peste 10 euro. Dar acum îl opresc, frate. Nu, lasă-l, îl punem acolo. Și hai să trecem la următoarele lucruri pe care le avem aici. Avem o pereche de mânuși. Astea, da, sunt noi, sunt bune. Avem, ăsta e o porcărie. O pereche de ochelari. Care și ăștia sunt destul de mișto. Un încărcător și asta vreau. Eu să vi la arăt, nu cred, frate, deci nu cred, un flex Black & Decker, exact cum am luat bormașina aia și din câte, mamă, dar miroase, zici că e ars, din câte văd eu e nou. Deci nu cred, nu cred așa ceva, nu cred. Mai am flex în România, nu-mi trebuia, dar totuși dacă tot a venit, cum să nu ai tu nevoie de un flex nou, frate? Na. Uite-te și tu ce am cumpărat pentru 10 euro, frate. Nu pot să cred. Deci de data asta chiar am dat lovitura. Pânze de flex. A, dar nu sunt. Sunt din alea cu șmirghel pentru... ce bune sunt astea! Ioi!
Ce mai e pe aici? Un clește și ăsta e super bun, dar mai am vreo 3-4 prin trusele alea, de le-am cumpărat mai de mult, dar lasă că e bun, uite, sper să nu le sparg acum. Șuruburi, alte prostii din astea și ce mai e aici? Un cutter. Un cutter super mișto și ăsta e bun. Îl băgăm la loc, că nu vreau să-l pierd cumva pe aici. Și asta e cheia de la Flex. Cheia de la Flex. Nu pot să cred, frate. No, uitați și voi, oameni buni, ce am cumpărat pentru 10 euro. Nu cred, nu cred. Mai avem plasa asta aici pe care nu am putut să o desfac. Așa, două secunde. Aici, marș. Marș, că nu cred. E o cască de motocross, frate. E o cască de motocross. Stați așa, două secunde. Este o cască de motor. Și nu știu dacă e de firmă sau nu. Deci nu pot să cred, frate. O cască de motocross. Roadstar. Nu știu dacă e de firmă, dar nu cred că e de firmă. Dar nici nu contează, frate. Cum? Ce fain arată! Are prețul aici pe ea de deslipit. Nu pot să cred! E nouță, cred că e nouă. Aici are ceva lipit. Nu contează, nu-i folosită, frate, că dacă era folosită se vedea acolo. M-am scos. Ia uitați-vă aici ce am cumpărat eu cu 10 euro, frate. Deci chiar am dat lovitura cu asta. Chiar am dat lovitura cu ce am cumpărat acum. Vai, cât e de mișto, nu cred. Bun, aici, stai să pun și ăsta, că le-am scos mai devreme. Aici avem un din ăla de duș, dacă nu mă înșel. Uitați așa că avem aici FIFA World Cup, Rusia 2018. Nu-mi plac ăstea, frate. Și asta ce e, frate? E o cutie. Stați așa două secunde. Ia uite că nu pot să o desfac. Hai mă, ieși odată. Gata. Mamă, aici am numai cartonașe din ăsta cu... Ne-a uitat. Bă, eu nu sunt deloc cu fotbalul, nici nu știu fotbal. Nu mă interesează așa ceva. Ăsta cred că le dau la cineva care e pasionat de fotbal. Nu trebuie mie așa ceva. Limited edition. Ca uite bă că ăsta merge scos de aici. Cine e ăsta? Manuel. Manuel și ăsta. Ăsta e Messi, îl știți voi toți. Le punem aici. Bă, dacă vă interesează pe cineva ăstea, dacă valorează ceva, eu vi le dau gratis. Nu le am cu fotbalul, nu-mi trebuie așa ceva. Bun, bine, sunt și vechi, din 2018, de 2 ani. Hai să vedem chestia asta de aici, care și asta este nouă. Mamă, dar ce e asta, frate? Nu-i de duș, măi, de bucătărie, de baie. Mamă, dar cât e, frate? E mare, n-am ce să fac cu ăsta. N-am văzut să poți să pui așa ceva la bucătărie. Mamă, dar cât e, frate? Iui, și ce greu-i! Stai să dai apa. Bă, nu-i din ăla fraier. Nu e fraier. Arată destul de bine. În fine, îl punem la loc. Ăsta poate e folositor pe undeva. Dar n-am văzut așa mare până acum. Bun, îl pun mai bine jos. Și aici mai avem o cutie. Stai să pun și asta, dacă tot e nou. Aici avem o cutie. N-am rupt-o. Electronice. Un încărcător. Asta ce neba e? Ce e asta, frate? Ah, docking station, mă. E din ăla pentru harduri. Mamă, cât e de tare, nu cred. Nu cred, pentru harduri. 3.5 și 2.5 SATA. Deci asta, dacă merge, asta mă ajută foarte mult. Nu cred. Și aici un cablu de net. Un încărcător. Ăsta e tot ceva. Să nu spui că e hard extern ăsta. Net gay. Ce e ăsta, frate? E hard extern. Ready NAS Duo V2. Bă, nu știu ce e ăsta. E hard extern. Mamă, și la cât e de greu s-ar putea să aibă și harduri în el.
Nu cred, cât îți de tari ăstea, chiar aveam nevoie de așa ceva. Mamă, și dacă e hard extern mă ajută foarte mult, pentru că memoria la calculatorul meu e foarte mică. Nu pot să cred, frate. Uite de aici. Cum se scoate, frate, de aici? Aici ar trebui să aibă hard, nu? Gata. Nevoie nu are. Aici. Cum l-am desfăcut? Că am apăsat așa în jos. Și nici aici nu are. În fine. E hard extern. Ți-ai băgat două harduri și mi-am salvat tot. Mai am un hard extern. E super, super, super. Ăsta trebuie să caut pe net să vedem cum funcționează. Netgear. Mamă, cât e de greu, frate. Ai, și nu-i vechi, frate, e USB 3 din câte văd eu. Super tare. Bun, îl punem jos. M-am scos. Deci am făcut cel mai mult profit până acum. Aici e factor și CD-ul. Nu ne trebuie, le punem la loc, că deocamdată nu le folosim. No, oameni buni, ce părere aveți? Deci nu pot să cred ce castană am dat. Nu pot să cred câte lucruri pot să cumperi de aici cu 10 euro, frate. Deci mie nu îmi vine să cred. Nu îmi vine să cred. Să le pun în ordine cum erau. Dacă ăstea merg de aici, am scos. Ăsta, să știți că e destul de scump. E foarte scump, că am vrut eu să-mi iau prin România și era undeva la 100 și ceva de lei. Foarte tare. Hai de capul meu, deci sunt atât de fericit. Ioi, deci nu-mi vine să cred. Cum să cumperi, frate, atâtea lucruri cu 10 euro? De data asta chiar am dat lovitura, frate. Trebuie să mă uit la anunțurile la omul ăsta, poate mai are ceva de vânzare. Nu, dar roaba, parcă nu-i pe... Ba da, mai e pană. Nu contează, se găsește în piață. Fai, oare cât profit am făcut, oameni buni? De 10 euro vine 480 de lei. 400, doamne, 48 de lei. Hai să zici 50 de lei. Deci tot ce vedeți voi aici și tot ce ați văzut în acest videoclip am cumpărat cu 50 de lei. Să găsești tot timpul să cumperi din astea, să-mi bag picioarele de nu te îmbogățești. Să-ți iei o mașină, să vin aici cu vreo 2000 de euro și să cumperi chestii din astea, să-mi bag picioarele de nu faci bani de saturi. Și stați așa că eu le-am cumpărat din zonă de la mine, dar dacă pui distanță pe marketplace acolo de 30, 40, 50 de kilometri, păi găsești o grămadă, frate, o grămadă, o grămadă. Flexul ăla... Dacă nu, înșel, ăla e cel puțin 200 de lei în România. Deci nu cred că e flexul la sub 200 de lei. Și este nou. E nou. Nu știu dacă merge. Dacă funcționează, nu dacă merge. Hai să-l probăm, frate. Nu avem nimic de pierdut. Merge. Nu știu ce gălăgie face. Da, oameni buni, merge. Na. Ăsta e 200 de lei. Și am cumpărat tot ce vedeți aici cu 50 de lei, frate. Doamne, deci nu vine să cred. Deci acum chiar am dat cea mai mișto lovitură. Hai de capul meu. În fine, oameni buni. Aștept cu nerăbdare părerea voastră. La fel, dacă v-ați cumpărat o mașină sau vreți să vă cumpărați o mașină și vreți să o verificați pe car vertical, în descrierea acestui videoclip aveți 3 link-uri cu o reducere de 15% pentru fiecare raport cumpărat pe car vertical. Nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe și pe clopoțel pentru a primi notificări când o să mă mai duc să cumpăr, pentru că de acum chiar o să mă duc să cumpăr dacă găsesc, pentru că nu știu la ce am cumpărat acum, imposibil să nu mai găsesc alte chestii. Și nu vreau să le ratez. Un like dacă vă place acest videoclip, un dislike dacă nu vă place și lăsați-mi un comentariu cât credeți că valorează tot ce am cumpărat și ce profit am făcut. Și dacă s-a meritat, bineînțeles, să le cumpăr. Rămâne să ne auzim într-un alt episod. Până data viitoare, v-am pupat! Bye, bye!